Salutare tuturor! Astăzi am să fac tema numărul 2, după cum am promis și am spus, și în prima lecție am vorbit despre Spectra Layers. Spectra Layers este un future node din Cubase 11 care este foarte, foarte controversat pentru că băgăm o piesă finalizată și practic scoatem vocea. Asta este cel mai important, ceea ce interesează pe foarte, foarte multă lume. Nu interesează că poți să scoți decât vocea sau toba sau basul separate, ci pe toată lumea interesează să scoată vocea, să folosească negativul pentru un anume cover și diverse. Ceea ce am făcut eu astăzi, mi-am luat o melodie de-a mea, nu iau pe altuia, ca să am probleme și reclamații. Și vom deschide Cubase-ul, bineînțeles. Vom importa piesa mea și vom scoate vocea. Și am să vă arăt cum se folosește Spectra Layers-ul. Îmi pare foarte extraordinar de rău, pentru că nu știu să fac conversia aia ca să poată să-mi ia sunetul din Cubase. Nu știu ce mama măsii are, dar nu merge. Probabil de la placa de sunet, că e Logic Low Audio, bla bla bla. Și cu asta, cu Yamaha Steinberg USB pentru studio, nu pot să fac streaming. Da. Bun. O să trebuiască să pot să fac și treaba asta pentru a vă arăta un proiect finalizat, cum sună și de ce sună așa. Și ca să vă dați seama de compresor, de toate celelalte. Am să încerc să fac și treaba asta, să vedem cum. Momentan nu știu, până nu dau de un inginer de sunet. Vom importa piesa respectivă despre care am vorbit. Este ok. Cel care o să vrea să facă cover-ul respectiv, bineînțeles că o să-i trebuiască să aibă BPM-ul de la piesă pentru a pune piesa pe BPM, pentru a avea la fix, adică să pună la fix refrenul, pentru că o să tragă un refren bun, unul poate nu mai reușește și nu poate nici să lipească la fix dacă nu are BPM-ul la piesă. Și ca să afle BPM-ul la piesă, bineînțeles, mai este un program aici, Magic Mic, care se numește Mix Master. Tragem piesa în el și ne spune BPM 85 plus 85, 170, pentru că este foarte, foarte lent. Într-adevăr, ăsta este BPM-ul piesei, pentru că el îți ia bătaia după tobă. Dar eu am să-l dublez pentru că vreau să sune mai mișcat, mai rapid. Ne întoarcem înapoi în Cubase, pentru că am aflat BPM-ul. Activăm metronomul, dezactivăm aici și punem aici 170. Bun, ca să punem pe BPM, nu trebuie decât să-l punem aici, trebuie să ne și uităm, să vedem. Vine pe tobă, dezactivăm gridul, ne ducem frumos pe grid și punem pe tobă exact capul aici, de la un cap de lină. Și eu zic că l-am pus bine. Acum treaba este să-l nimeriți bine pe linuța respectivă, îl închidem puțin. Sigur, este pe BPM, am activat metronomul, dăm piesa. De fapt, o las așa să sper să auziți. Nu știu unde să mă duc cu microfonul mai aproape, să auziți voi mai bine. Bun, bate bine. A, să ascultați în continuare să vedeți că piesa este cu voce. Bun. Primul lucru care îl facem, o să ne ducem foarte frumos pe piesă. Este bifată, să fie bifată piesa. Ne ducem la audio, extension, Spectra Layers. După ce dau Spectra Layers, o să apară aici. Am să-i dau conversie, să extragă și să-mi spargă piesa respectivă. În timp ce îmi sparge piesa respectivă, eu am să dau microfonul pe mute, pentru că oricum dacă vorbesc se aude întrerupt. Și acum am să dau microfonul pe mut.
Bun, am reactivat microfonul și acum, după cum se observă, vocea. De fapt, toate au o culoare anume și vocea este pe roz, pianul este pe verde, drums galben, bass roșu, others, adică multe altele care sunt în spatele piesei, sunt pe albastru. Deci este 1, 2, 3, 4, 5. În 5 etape ne face spargerea unei piese. Ceea ce vă interesează pe voi cel mai mult este să nu mai fie vocea. Și poți să dai click pe voce și să-i dai ștergere sau mut. Din două una. Poți să-i dai și ștergere și rămâne decât piano, drums, bass și others. Și acum a rămas decât negativul negativ. Și bineînțeles putem să închidem Spectralizer-ul de aici. Și putem să ascultăm că practic piesa mea începuse cu voce și acum nu mai este voce. Bun. Și cam așa facem ca să scoatem vocea după piesa în sine originală. Voi ce mai aveți de făcut este decât să vă aduceți track-urile respective, adică track-ul de voce trebuie să fie mono, vă reamintesc pentru a nu uita voce și am să aduc 3 ca și exemplu și unul o să-l schimb și o să trec aici monitor. Asta este monitorul de control când trageți voce pentru a auzi în căști. Mai departe aici poate să fie terța. Bun, și vocea 1, cea principală. După ce ați tras vocea și toate cele, cum v-am arătat în lecția numărul 1, vă duceți la FX, ADFX channel, stereo delay, treaba aici să fie stereo și aici îi spunem DY, adică delay. Enter. Setăm 1 pe 2, 1 pe 4. Aducem iarăși și reverbul. RVR stereo. De data asta mai greșit ca data trecută în lecția numărul 1. Și scriem RV de la reverb. Bun, aducem și reverbul, nu uitați codița respectivă, eu de-aia o să vi le dedecesc ca să poți să vă intre în cap să nu uitați de treburile astea. Bun, mai departe aducem grupa, care o să scrim aici voce general, adică asta e volumul general pentru toate cele trei canale. Ca să fie pentru toate cele trei canale, bineînțeles, vă duceți pe fiecare canal și îl aduceți în grupa de voce generală. De la stereo out aici și găsiți aici grupa. Asta îl închidem, să nu ne ocupe spațiu degeaba. După ce ați făcut grupa, după ce ați corectat vocea și ați curățat-o, bineînțeles, vă duceți pe grupă, adăugați compresor, vă duceți de la vocal și vă alegeți un compresor oareși care. Acum eu nu pot să vă spun care cum să-l folosiți, eu pe ăsta l-am folosit mai tot timpul, dar am început să le cam schimbăm și noi că poate unele sună mai bine pe o anume piesă lentă sau pe o piesă mai atacată. Ăsta, după cum am spus, are și DSR în caz că nu folosiți pe ăsta și următorul compresor care vreți să-l folosiți voi nu are DSR, aduceți DSR separat. Aici eu mi-am luat, ca de fiecare dată, ca o vocal, îmi place cum sună. Vă faceți setările pentru voce, pentru că nu există un preset anume pentru voci diferite. Bun, după care vă duceți, aduceți equalizerul EQ10-30 până la 40 jos și primul. Aici să aducem antaresul. Selectați gama și îi dați drumul. Bun. Mai aducem aici un restauration Z-Noise 2.5, 2.5 și cam atât. Foarte multe nu trebuie să încărcăm vocea, trebuie să audă cât mai natural vocea. Fiind foarte multe tâmpenii puse pe voce, automat se va auzi degradabil.
decât să facem ceva să nu se audă calitate, mai bine renunțăm să punem foarte multe chiciuri pe voce. Pune decât strictul necesar, compresor, equalizer și, bineînțeles, să nu uităm să aducem în partea dreaptă reverb-ul și delay-ul. Prima dată se selectează, adică îl puneți pe mute ăsta și se pune reverb-ul cât de mult vă convine, adică ca și cameră. Și după aia se pune delay-ul, adică întârzierea. Asta oricum vine mai puțin. Bun, după ce ați terminat toate procedurile și vă place cât de cât cum sună, o să vă duceți și o să adăugați aici jos un analizor. Puteți să aduceți și paza analizerul și ăla este tot ceva de genul. Aici la fel, vă începeți să ascultați decât vocea să vedeți pe unde se duce, să nu depășească linia movă de început până pune compresoarele. Deci este practic prima etapă de masterizare. După aia urmează a doua etapă de masterizare când este cu tot cu compresoare. Și o să începem să aducem pe general fiecare ce are. Eu am să aduc ăsta, pentru că ăsta le am și ăsta le folosesc eu mai mereu. Deși, după cum v-am spus, le-am mai schimbat, dar o să vi le arăt într-un tutorial cu un proiect final. Aceeași piesă, probabil. Am să o pun cu proiect final ca să vă arăt despre ce e vorba. Sau o altă piesă cu care nu s-am probleme. Bun, acum o să aducem stereo image. Preset. Stereo image. Chidem. Vom aduce aici un compresor. Un compresor. Nu știu, de foarte multe ori aduceam multiband compresor. Acum nu prea l-am mai adus. Și am început să aduc direct master. Și ăla de la Isotop. Nu, iarăși e foarte, foarte șmecher, foarte cool, dar o să mergem pe varianta clasică multiband compresor al lui originalul. Eu nu-i fac nicio setare, așa las, după care vin foarte frumos cu mastering și o să iau masterat grip stereo. Bineînțeles, am să apăs master și aici am să mă uit foarte atent. Dacă dă roșu, mai iau de aici, aici o să fac să se vadă verde și după aia iau de la output pentru a nu-mi da roșu. În caz că continuă și dă roșu insistent, aici mă duc frumos și pun minus 1 sau minus 2, nu mai mult de 2. Bun, după care închei piesa final cu un restaurațion Z-Noise. Aici o să-i duc până în 3. Să-mi scoată toată mizeria după spatele piesei și cam atât. Mai mult de atât nu aduc pentru că nu și-au rost. Și cam asta ar fi fost proiectul pentru pentru un cover. Vă urez toate cele bune, mult succes, sper să vă ajute tutorialul respectiv. Chiar m-aș bucura să vă ajute foarte, foarte mult. Și în schimb nu vă urez decât toate cele bune și sănătatea lor voștri. Nu uitați să țineți aproape, dacă ți-a plăcut tutorialul, abonează-te, apasă clopoțelul pentru că urmează și lecția numărul 3. V-am pupat!